De ce filmezi un boxer? Seria asta legată de animale, a plecat de la câine din Republica. Ar trebui să fie cât mai spontan, că și animalul e foarte pur și sincer, vrea și gestul trebuie să fie foarte spontan, cred că dacă stai să îl frâi și să faci o chestie hiperrealistă, e mai poți să dai în ridicol. De fapt, nu e sinceră. Ele spun multe chestii dacă ești atent, adică poți comunica cu animal. Eu vin din Dobrogea. În Dobrogea, fiind o zonă destul de săracă, animalele și cei vulnerabili sunt întotdeauna lăsați deoparte, pentru că, efectiv, ține de supraviețuire. Și sunt chestii personale pe care le-am trăit eu, marea majoritate a românilor, cred că le-au trăit legat de sacrificiu sau de abandon. S-a, mă rog, transformat într-o frustrare că n-ai putut să faci ceva atunci. E un fel de recâștigare a empatiei pe care trebuia să o ai atunci. Nu eu personal, la nivel de social, să zicem. Redobândire a empatiei. Fă cu mână. Vulpiță. Vulpiță, de ce ești panicată? E panicată. Eu am o serie de lucrări cu un animal, de fapt un mamifer, care este într-o poziție de apărare. Are legătură cu ființele vulnerabile, iar cele vulnerabile fiind animalele, dacă este statistic. Mă rog, ar fi bătrân, copii, dar animalele la noi sunt cele mai vulnerabile și e o poziție care animalele se apără, dar în același timp sunt și vulnerabile. Adică e și o poziție de atac, asta atunci când ridică labele, dar sunt și expuse pericolului. Le lucrez, fac desenul și apoi le abuzez cu o tehnică din asta mai agresivă, cum e focul sau și polizarea, tot frecare și tot o chestie care ține de agresivitate. Nu știu cum e sacrificiu, când sacrifici un animal, folosești de la cuțit, la chiar și polizoare din astea industriale. Focul, că arzi animalul ca să-l jupoi. Animalul fiind vulnerabil, tot timpul e pândit de un pericol. De un pericol exterior. Și de-aia vin cu tehnica asta la sfârșit, cu ardere, lovire sau polizare sau... E o chestie care e inevitabilă cumva. Dacă asta e imprevizibilă, nu e rău, pentru că una e... Nu știi la ce să te aștepți și practic și un abuz e imprevizibil. Nu știi cum să îl controlezi și când apare sau când... Când dai de, nu știu, o chestie, un factor extern. Iar ăsta o ia cam, e greu de controlat, doar atunci când îl stingi poți să-l... Dar asta nu e un lucru rău, asta spun. Erau vreo 4 cățeluși aici la vecini. Nu știu unde sunt. I-or fi dat, probabil.
o să se încheie aici la, la Republica, pentru că se închide un capitol și de al meu, că la un moment dat o să trebuiască să zburăm, să, să facă blocuri și așa. Și s-a creat cumva o comunitate, iar fiecare a avut, există niște găși de câini. Și am reușit să ne împrietenim cu oameni care, nu știu, tâmplari, care pur și simplu vroiau să se implice și să, să aibă grijă de animale. Și animalele au funcționat ca un liant. Am hotărât să fac o serie de lucrări care au legătură cu istoria locului și cu tot ce am produs eu aici. Nu e cum am făcut. Păi, fi sigură că nu o să mai, acea situație o să fie tot anul ăsta. Adică dacă nu o facem acum, eu nu știu cum o să procedați voi în viitor, că nu știu dacă o să mai puteți, că sigur o să fie mai multe îmbolnăviri, o să, adică spre bine nu o să evolueze. Aș prefera, nu știu, 4, 8, până la 8 seara. 8, 9, așa. E cald. Mamă, bobo, mă știu mișca dacă îți place ție, bobo. Tu ai făcut asta? Rama? Tâmplar. Păi și tu ce ai făcut, practic? Ai făcut măzgăleala asta pe, pe plastic? Pe și nu numai asta, și intervenția aia, vezi că mai e o intervenție. Și asta ce e? Păi și asta ce? E sticlă? Amaxul. Nu, e stiplex. Bun, și ce vrea să reprezinte asta? Ce s-a întâmplat? E abuzat. Da. Și animalul pentru asta ați situat spațiul ăsta, pentru să expui căcatul ăsta, nu? Deci pentru clădirea asta frumoasă, nu o să faci frumos aici un papanaj. Zi de asta, de ce ți se par ție astea mai bune? Asta, da. Păi cum sunt frumoase? Re. Răutăcioase. Îmi place, bravo. Da, mă, îmi plac, astea îmi plac, sunt frumoase. Adică sunt pe înțelesul meu, astea nu înțeleg eu, de-astea contemporane. Deci, n-ai venit degeaba, nu? Cu altă cuvânt. Nu, aia îmi plac și... Ce-a dat acolo? Arată tot acolo. În jurul tău. O să mă radă și pe mine. Deci nici nu știu câte blocuri, nu zic câte, câte mii de apartamente. E tot. Da, nu 1000, dar cred că vreo 500, cred că poți să faci. Auzi, au stații de metrou, ultra aproape, care contează. Nu mă, sunt total 200-300 de metri cam așa. Deci n-au nicio viziune, n-au nicio treabă. Da, și blocuri pentru ce? Blocuri, ok. Se centrifică, da, Faul. Cartierul se cheamă 23 august. Așa e zice. Da, 23 august era pe vremea lui Nicu. Da, nu știu cum se zice. Da, tu știu. Vede ce se speriați, mă, săraci ăștia. Le mai dați voi, nu? De mâncare. Ha?
Că văd că sunt bine, am văzut că le-am dat boabe și nu au mâncat. Nu mănânc. Ce Facem documentare.